Dacă nu interferează agenda lui Dumnezeu cu agenda noastră, ascultăm. Dacă interferează agenda lui Dumnezeu cu agenda noastră, dăm agenda cui pe geam? Din păcate o dăm pe al lui Dumnezeu. Nu am timp de rugăciune, nu am timp de cuvânt, nu am timp de familie, nu am timp de ce. Că am eu agenda mea. Dumnezeu ne-a spus agenda lui în Sfânta Scriptură. E foarte clară. Și ne este repetată de atâtea ori în cuvântul lui Dumnezeu și în predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Însă, de multe ori facem exact ca poporul Israel. Poporul Israel e interesant. Poporul Israel a ascultat. Dumnezeu i-a cerut să aducă jertfe, el aducea jertfe. Numai nu construia templu. Pentru că era mai ușor să aducă jertfe decât să construiască templu. Ascultare parțială. Aveau și ei niște versete preferate. Nu era ușor să aducă jertfe. În Maleahie îi judecă pentru că aduceau jertfe care erau cu cusur. Nu erau fără cusur, cum cerea Dumnezeu. Aici ăștia judeau animalele care trebuie, jertfele care trebuie. Ascultau de Dumnezeu. Nu puteți... Dar eu nu ascult de Dumnezeu. A, nu ascult în toate lucrurile, dar ascult de Dumnezeu. Problema era că era un lucru vizibil, mare înainte lor. Templul era dărâmat, Dumnezeu i-a adus din exil exact pentru lucrul ăsta. Să reconstruiască templul. Și să-și construiască viața lor în jurul templului. În jurul a ceea ce reprezenta prezența lui Dumnezeu. Viața mea este definită de prezența lui Dumnezeu. De existența lui Dumnezeu. De chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu am eu agenda mea și cireașa de pe tortă și Dumnezeu. Nu am eu viața mea obișnuită. Spune, uite Dumnezeu cât te-o binecuvântat. Asta e evanghelizarea de multe ori. Uite cât te-o binecuvântat Dumnezeu, cât ne-o dat Dumnezeu la toți. Ne dă ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Numai atâta lucru îți trebuie ca să îi faci favorul ăsta lui Dumnezeu, să lași să-ți ierte păcatele. Să lași să-ți dea Dumnezeu biletul să te duci în cer. Ți-o dat orice Dumnezeu. Ce mai vrei? Și cumva Dumnezeu e disperat, strigă ca un copil disperat după noi. Dă-mi jucăria aia de pe raft. Nu este Dumnezeu așa. Aia este o viață făcută după capul meu, după voia mea, după poftele mele și la urmă nu mai dau și pe Dumnezeu. La urmă îți dau și tichetul spre cer. Îți dau biletul spre cer. Totul e rezolvat, domnule. Totul e rezolvat. Îl mai slujim pe Dumnezeu din când în când, ne mai rugăm, ne mai ducem la biserică, ne și botezăm dacă vrea Dumnezeu, ne și facem membri într-o biserică. Ce mare lucru să faci treaba asta? Dar în ultimă instanță avem agenda noastră și facem ce ne cere Dumnezeu numai atâta timp cât considerăm noi că se potrivește lucrul ăla cu agenda noastră. Asta făcea poporul Israel. În timp ce un om credincios este omul care îl pune pe Dumnezeu în centru, nu pe primul loc din viața lui, îl pune pe Dumnezeu în centru și toată viața lui începe să graviteze în jurul lui Dumnezeu. Muncesc cum vrea Dumnezeu, întrețin familia cum vrea Dumnezeu, fac toate lucrurile cum vrea lui Dumnezeu, relaționez totul la Dumnezeu, nu pun pe Dumnezeu și pe el. L-am pus pe Dumnezeu pe un loc destul de important din viața mea. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi.